să da, punem la treabă. Deci tema de la acasă. Așa, clasa A, 7 ani. Azi în cât timp? 12. 12. 2018. Da. Poftim, ce vrei de întrebat? Angelu sau la? La Angelu. Da? Angelu. Ce rog? De. Uitat, introducerea noastră, dar hai. Vă spun introducerea? Bună ziua și bine am venit la proful meu cu exerciții de matematică. Da. Este rog pentru tema cu dragă, să vedem ce... Radical din I8X plus 1. Radical din 8X plus 1. Este unde x este egal cu 1 plus 6 pe 2 la 2. Deci, despre x, știi, vrei să calculăm asta, da? Nu, dar așa de unde x este egal cu... Deci ce spune acolo? Să facă radical din 8x plus 1? Să aflăm radical din 8x plus 1. Și aveam unde... Radical din 8x plus 1, unde x este, da? 3 la 1 plus 3 la 2 plus 3 la 4. Așa. Deci facem radical din 8x plus 1, unde? Deci să se calculeze așa. Da. Să se calculeze. Radical din 8x plus 1, unde x egal cu? 1 plus 3 la 2, așa. Plus 3 la 4, da. Plus 3 la 6, 3 la 6, plus? Plus puncte, puncte, plus 3 la 98. 3 la 98. Da. Ce propui tu aici să facem? Să scriem pe 1 plus 2, plus 3 la 2, plus 3 la 4, plus 3 la 6, ca 3 la 98 plus 1 minus 1. Deci te gândești să scrii pe pata asta? 3 la a doua plus 3 la a patra? Sau cum descriu într-un fel x egal cu 1 plus a la a doua plus a la a patra plus a la a șasea plus puncte puncte a la 98? Da. Și după aia să scriu a la n plus 1, adică 3 la 98 plus 1. Dar ce vizezi tu aici? Care e ideea? Ca să poți lua x. Deci propui să calculăm suma asta, nu? Da. În final, asta ți este ideea, să calculăm suma asta, să vedem cu cine este egal. Ei, calculul acestei sume, cum o vezi tu? Eu sumă caos. Eu sumă gaos. Eu sumă de putere aici. Da. Da? Deci suma, o sumă de putere a lui 3. Da. Și îți mai amintești cum încercăm noi să facem în lecții de anul trecut sau cu 2 ani. Când vrem să calculăm suma asta, x egal cu, nu x, hai să, un număr a. Egal cu a la 0 plus a la 1 plus a la 2 plus a la 3 plus puncte plus a la n. Păi da, pus cream a la n plus 1 deci a la puterea n plus 1 da, aici? Minus 1. Deci aici zice plus 1 minus 1. Da. Deci plus 1 minus 1. Nu, minus 1 jos. Nu tot la n plus 1. Păi da, atunci schimbăm liniștiță dacă... Eu mă gândeam să scriu tot calculul ăsta ca a la n plus 1 da. Minus 1 supra a minus 1. Da, dar nu văd. E o formulă pe care tu vrei să o utilizezi după cât îmi dau seama. Așa este? Dar această formulă, dacă azi am învățat-o, există să o uităm mâine.
Și eu vreau să văd de unde să scriem, cum să scriem, de ce să scrie așa. Păi fiind primul plus ultimul? Hai, nu-i. Păi așa. Nu-i suma Gauss. Da? Acolo era vorba de faptul că ei erau diferențiați prin aceeași cantitate la o etapă la alta. Când ziceam, 1 plus 2 plus 3 plus 4, erau primei consecutive ăștia, da? Sau ziceam 2 plus 4 plus 6 plus puncte, puncte. Erau teme, iată, la distanțe de două unități. Da? Deci aceeași cantitate, aceeași rații se numește asta. Ei, cum făceam noi, dacă ne amintim că am făcut asta, deci ala era asta, da? Ce făceam? În fața lui ala, el cine se află? Ala, n minus 1. Așa. Ala, puterea, el, minus 1. De acord cu asta, da? Da. Și dacă mulțim, fiindcă e tot aici, hai să zicem, Y, să rotăm pe asta, suma asta. Și făceam în felul următor. Mulțeam ambii membri a egalității un A. Deci mulțim peste tot cu un A. Și atunci ceea ce devine? A plus A, A, A ori Y. Așa. A ori Y este egal cu? Aici, aici, la 0 știi cine este, la 0, 1. Da? Și vine A ori 1, face A, plus? Plus A la A la 2. Așa, plus? Plus A la 3. Da. Plus puncte, puncte, plus A la N. N. Și plus? Plus A. A la N plus 1. Plus A la N plus 1. Ei, bucata asta, de la A la 1 până la A la N, este aici. Vezi? De la A la 1 până la A la N, este asta de aici. Și bucata asta, A la 1 plus A la 2 plus A la 3 plus puncte, puncte, plus până la A la N, asta toată, este egală cu cine? O vedem aici. Și cu cine este egal din relația de mai sus? Ar fi egal cu? Y. Y minus 1. Cu Y minus 1. Da. Deci toată asta de aici este Y minus 1. Ea este egal cu Y minus 1. Da. Și atunci mă întorc și spun acum de desubt. A ori Y este egal cu? A ori Y este egal cu? În loc de toată asta de aici vom pune cine? Y. Y minus 1. Așa, Y minus 1. Și plus A la puterea N plus 1. Plus A la N plus 1. Da. Care mai rămas de aici? Și care este necunoscuta noastră? Y trebuie să rămână. Da. Și de aici, cum facem? Te rog să continuăm. Păi împartem cu un A. Cum să împărțim dintr-un A? Ne dorim să-l găsim pe Y. Da. Și dacă dorim să-l găsim pe Y, știi, scădem pe un Y în ambii membri. Da. Și ce devine relația? A ori Y. A ori Y. Y minus, minus Y. Y. Egal cu? Minus 1. Exact. Plus sau hai să zicem, mai întâi A la N plus 1. A la N plus 1, minus 1. E bine? Da. A la N plus 1, minus 1. De aici. Rezultă că A ori Y minus Y. Da, noi scoatem pe Y de aici. Scoatem pe Y în factor comun. Da. Și vine pe Y pe lângă cine? Y pe lângă A minus 1. Egal cu? A la N plus 1. Minus 1. Da, A la N minus 1 plus minus 1. Da? Da. Asta este Y. De unde scoatem? Pe Y va fi egal. Y egal cu? A la puterea N plus 1, minus 1, jos. Așa este? Da. A la N plus 1, minus 1, totul supra. A la N minus 1. Totul supra. A la A minus 1. Supra A minus 1.
Iată formula pe care tu o aveai memorată și încercai să mă dai. Spuneai că suma C este A la puterea N plus 1 minus 1 la bază supra A minus 1. Dar n-are justificarea de ce. Ziceai plus 1 sus și minus 1 jos. Nu? Insistai așa. Dar nu știai de ce vine plus 1 sus și minus 1 jos. Senzația era că, adică eram tentat, după cum îmi propuneai tu, lui N se adunăm un 1 și scădem un 1. Tu spuneai, nu, pe minus 1 îl punem la bază. Era neclar, nejustificat așa. Adunăm plus 1 și minus 1 și atunci Y ar fi egal cu așa ceva, este o problemă. Acum, vezi tu, este o sumă asemănătoare. Da? Dacă vrei să aplicăm formula pe care am demonstrat-o acum, mi se vede că am demonstrat-o, e clară pe toată lumea, și în clipa asta, cine ar fi A-ul negheșițul tău? 3. Nu chiar 3. Mai ești un pic mai atent. Nu, nu, 9. Așa, 3 la a doua. Că vezi tu, ca să-l obțin pe 3 la a patra din 3 la a doua, înmulțesc un 3 la a doua. Da. Nu-i 3. Nu-s toți termenii consecutivi. 1, 2, 3, aici. Nu? Ca să fie obținut din cel din față, înmulțim cu un an. Ci a, 3 la a doua. Deci, în cazul ieșitului tău, pentru calculul sumei de aici, putem spune că A-ul este, așa cum am vorbit acum, 3 la a doua. Și atunci, aici putem continua. Egal mai departe cu suma asta, cu cine este egal? 3 la... 3 la puterea... 2. La a doua deocamdată. Da. Totul la... Totul la... Totul la... Totul la a doua. Păi, am spus că în formula asta trebuie să înlocuim pe A-ul pe care l-am recunoscut împreună, A-ul fiind cât? A-ul fiind 3 la a doua. Și acum te duci să vezi care este el în negheșițul tău. 98. 98, da. Asta e 98, da? Da. Și atunci am venit la puterea cât? 98 plus 1. 98 plus 1, da? Deci, la 1 mai mult. Da. Acum, ca să înțelegem că nu acela numără termenii care sunt. Trebuie să înțelegi că el, nu acela, numără câți termeni sunt din sumarea aceea. Aici câți termeni au fost? 1, 2, 3, 4? N. Sunt N termeni. De data asta, aici, nu mai sunt N termeni, că lipsesc o parte din ei. Nu. Da. Ei, câți sunt aici? La suma noastră? Da, N-ul, tu vezi 98. Da. Dar, din niște motive foarte clare, aceea că nu sunt toți termenii șirului. 1, 2, 3, când ar fi toți termenii, îi numărăm pe toți. Aici sunt din 2 în 2. Da. Vezi, din 2 în 2. Numărul de termeni care se sumează aici nu sunt 98. Da. Cât sunt? Sunt 99. 99? Păi am 1 plus 3 la a doua, adică 1 plus 9. Păi 98. Da, până la 6, aici sunt 6 termeni? Da. Păi e număr. Nu, sunt 4 termeni. Sunt 4 termeni. Ancea sunt 98 împărțit la 2, 46 termeni. Sunt 46 de termeni. Dar aici până aici, jumătatea cât ai fost? Al lui 6 e 3. Da. Și 3 plus 1, că e 1 în plus, ca număr, că se pleacă de la 0, da. Sunt 4 termeni. Aici, dacă mă duceam până la 3 la câta, 3 la 8 ar fi fost, câți termeni aș fi numărat în suma asta? 5. 5. Jumătatea lui 8. Dar jumătatea pentru că îi sar din 2 în 2. Ăsta e motivul.
Și plus 1, că luăm și primul termen în sumă. Da. Așadar, aici 98 împărțit la 2. 46. 40. 18 împărțit la 2. 49. 49 și cu 1. 50. 50 de termen. Da. Și acum, dacă sunt 50 de termen, nu, deci în cazul nostru este 50. 50. Nu este egal cu 50. Și atunci ieșițiul este acesta. 9 la 50. 3 la a doua la puterea 50 plus 1. Așa, 50 plus 1. 50 plus 1. Minus, minus 1. Totul supra. Totul supra. A minus 1. Cât? Adică 3 la a doua minus 1. 3 la a doua minus 1. Este egal cu... Și cât face aici? 9 la 51. Deci vine 9 la... 51. Așa, deci 9, dacă vrei să spui, la puterea 51. 51. Minus 1. Minus 1 supra 3 la a doua minus 1. Adică? 3 la a doua. 8. 9 minus 1, 8. Supra 8. Deci ăsta este rezultatul X-ul acela care ne-a cerut autor. Sigur că eu puteam să merg pe formula ta, dar pentru că și filmul este cel care nu rămâne, nu puteam să mă împac, aruncăm o formulă pe tablă acolo. Trebuia să vedem de unde vine. Nu știu dacă la clasă s-a comunicat formula aceea, pur și simplu, și s-a aplicat ea. Alo? Alo, da? 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 Sunt într-o lecție de matematică acum. Da, bine, mulțumesc. Deci, să ne înțelegem. Această formulă o să faci exercițiu să vezi dacă nu știi procedeul de obținere, se întâmplă să o uiți. Dar dacă știi tehnica de lucru pentru a o obține, și înțelegi că acest plus 1 și minus 1 la bază, supra a minus 1, n-are nicio justificare dacă nu... Eu când tu îmi dictai asta, eu înțelegeam. Dar tu n-aveai niciun argument să spui de ce plus 1, minus 1. Și acum am plecat de la calculul sumei acesteia, am mutat-o cu Y, neștiind. Da. Am mulțit cu un A. Deci cu un A. Pentru că înmulțim cu A, găsesc o altă bucată în suma asta. A ori Y, începe A la 1, A la 2, până A la N. Și până așa apare A la N plus 1. Și am o întrebare. Nu? Cumva rezultatul este 1 la 51? 1, rezultatul? Da. 1 la 51, păi dar adică eu... Adică 1. Cum te-ai gândit așa? M-am gândit că 3 la 2 minus 1 împărțit la 3 la 2 minus 1 e 1. 3 la 2 minus 1 supra 3 la 2 minus 1 face 1. 1. Și 1 la 51? 1. 1. Analizăm un pic. Aș vrea să vezi dacă îți poți tu, adică să împărăsul vă dacă îți descoperi tu greșeala. Când ai zis 3 la a doua minus 1 supra 3 la a doua minus 1, da. Ar fi fost adevărat dacă totul ar fi fost la 51. Nu? Dacă toată bucata asta. Băi, baza care este 3 la a doua, totul la 51. Noi știm la victoarea operațiilor ce se facă. Puterile. Adică mulțibile. Nu? Și pe unul e minus 1. Adică din tot rezultatul ăsta scădem pe minus 1. Că jos ai zis 3 la a doua faci mai întâi, nu? Da. Că eu mă gândeam câtă că era 3 la a doua sus și 3 la a doua jos. Da. Le simplificam. Adică dacă ai fost așa, 3 la a doua minus 1 supra 3 la a doua, numai 3 la a doua, da? Da. Minus 1. Și minus 1. Nu ar fi fost. Așa, da, că ar fi fost. Dar necazul este că... Am la 50 plus 1. Păi da, 3 la 2 în paranteză. 3 la 2, el este în paranteză. Dar cum se execută 3 la 2? Ce înseamnă 3 la 2? Totul la 51. 3 la 2, 3 la 102. Și ce am înseamnat 3 la 102? Număr... Imens. Da. Imens. Și pe unul scădem pe unul. Deci din numărul ăla imens scădem de 1.
Și apoi jos e 8. E bine că e jos, e 8. E corect ce ai spus. Când jos nu ai zis 3 minus 1 întâi. Ai zis că să zicem 3 la 2 întâi. Nu? Și atunci este cât ar fi fost nici dacă ar fi fost așa totul la 51, dacă ar fi fost totul la 51, atunci cât ar fi fost aici? Care ar fi fost rezultatul dacă ar fi fost așa? Așa, totul la 51. Ar fi fost 1 la 51. Păi avem ăsta la 51 supra ăsta. Da. Aceeași bază. Cum se împart două puteri pe aceeași bază? Păi dar ar fi același lucru. Așa. Ar fi 3 la 2 la 51 minus 1 supra 3 la 2 minus 1. Deci dacă ar fi fost așa scrierea, cât ar fi fost rezultatul de aici? Hai să luăm pe ăsta cu un... Păi ăla e 8. 8 la 51 supra 8. Și cât face 8 la 51? 8 la 50. Și 1 supra 8. Da, și face 8 la 50. Deci, în clipa în care ar fi fost așa scrierea, dar tu ai, ce, 3 la 2 totul la 51. Și minus 1 după aceea. Deci nici în condițiile astea, când se poate opera, nu ți-ar fi dat 1, cum gândeai tu. Nici în condițiile astea, e cu totul tot ca rezultatul acesta. Așadar, hai să ne întoarcem și să spunem că din felul în care am lucrat aici, am descoperit suma, formula aceasta, de calcul a unei sume, a unor termeni care sunt așa legați. Lăsați de reținut. Că următorul se obține din celălalt mulțit cu același lucru. Ala a treia se obține din ăsta din față, din ala a doua mulțit cu A. Așa sunt niște termeni speciale. Nu sunt termeni de aceia care știi tu de la Gauss, sumul Gauss, ci sunt, o să vezi mai târziu, se cheamă sumul de termeni progresie ale geometrică, se cheamă asta. Dar nu termenul în sine mă interesează, ci forma sau felul în care reușim să calculăm suma asta. Asta a fost important. Deci spun, eu puteam să mă duc pe formula ta, trec la un alt exercițiu, cum de fapt se întâmplă în toată școala asta românească, peste tot. Copiii nu învață și nu descoperă formulele de parcă ar fi ale lor să le înțeleagă exact, ci pur și simplu să aruncă formulele și azi vedeți, mă liuți, azi vedeți, mă liuți și uite așa ne ducem înainte. Am văzut chiar o analiză făcută a felului în care școala obligă copiii să memoreze. Continuu. De aceea, Cristina spuneam, nu? Și îi vezi obosiți, estenuați, nu mai au timp nici pentru exercițiul ăla, nici pentru celălalt. Temele și le fac, cum să spun, printr-un efort maxim, la limita maximă. Ei, s-a constatat și știm asta, de ce școala e prăbușită, de ce nu poți, n-ai cum să... Dacă nu îi spui, nu uite cât de frumos este, așa asta trebuia calculată. De ce mulțim cu una? Ca să începem să obținem în interior, în suma asta, tocmai o bucată din suma anterioară. Iată că mulțim cu A, ori unul face A. Adică A la întâia, ori A face A la a doua, A la a treia. A la N plus 1 ori A face A la N. Și în sfârșit, ultimul este A la M ori A la N plus 1. Și atunci eu văd bucata asta, fără unul ăsta, pe care am să-l duc în partea cealaltă, deja, cu șanse foarte mari, să o bag aici, să o bag în interiorul acestea. Și atunci vine A la Y minus 1, A la Y minus Y-ul ăsta, egal cu A la N plus 1 și minus 1. În momentul acesta, este foarte simplu să constatăm că îl găsim pe Y de forma aceasta și asta e formula. Și acum, n-avea rost să mai calculăm încă o dată. Că eu puteam să mă duc de nou, practic, ia să luăm deoparte, X egal cu. Hai să facem concret, să vezi cum pe exercițiul ăsta, fără să aplicăm formula, cum reușim să găsim. Da? X egal cu 1, supim din nou, plus 3 la 2, plus 3 la 4, plus 3 la 6, plus 3
La cât este unul din față? 97. Atenție, 96 din 2 în 2. 3 la 96 și plus 3 la 98. Iată, asta ar fi suma. Și mulțim peste tot cu cât am zis noi. Cu 3 la 2. 3 la puterea a 2. Asta este, da? Cu 3 la 2. Și atunci e greșit de bine. 3 la 2, 9 ori x. 9 ori x. Egal cu... Pentru toți prietenii, nu 63 la 2, da? 3 la 2, să zic așa. Ca să se termine cu formula de acolo. Da. 3 la 2 minus x. 3 la 2 plus 3 la 4. 3 la 2 plus 3 la 4. Plus 3 la 6, plus 3 la 8. Plus puncte puncte, 3 la 98. Da. Plus 3 la 100. 3 la puterea 100. Iată cum m-am dus până la 3 la 100. Și acum eu trag goada ochiului sus și văd că bucata asta, de la 3 la 2 până la 3 la 96, am 6 să o locuiesc aici. Da, și până la 98. Păi până la 98, da, exact de acum. Până la 98 o am, nu? Da. Toată asta până la 98. Și atunci o să o punem jos. Uite, și vine 3 la 2 ori x. 3 la 2 ori x. Egal cu x plus 3 la 10. X minus 1, te rog, dragule. Da. Că bucata asta este fără 1. Deci x minus 1 este, da? Plus 3 la 100. X minus 1 plus 3 la 100. De acord, da? Da. După. Și acum, eu dau umblu după x și de aici rezultă că... x pe lângă x pe 3 la 2. 3 la a doua plus x pe lângă 3 la a doua minus. Da, lasă-mă toată lumea, încă să ducem pe x ăsta, să fie minus x, da? Da? Deci zicem 3 la a doua ori x, ori x minus, minus x, x egală cu, egală cu 3 la 100, 3 la 100, da, minus 1, minus 1. 3 la 100 minus 1. X pe lângă 3 la a doua minus x pe lângă 3 la a doua minus 1 egal cu 3 la 100 minus 1. 3 la 100 minus 1. De unde x-ul va fi egal cu? X-ul este egal cu 3 la 100, 3 la 100 minus 1, 1 supra 3 la a doua minus 1. Supra 3 la a doua minus 1. Și egal cu? Cât vine aici? 3 la 100 minus 1, lăsăm așa, da. 3 la 100 minus 1, totul supra 3 la 2 minus 1. Supra 3 la 2 minus 1, adică supra cât? 8. Supra 8. Așa. Și acesta este x-ul pe care l-am găsit. E, mă duc aici și înlocuiesc acum, nu? Și atunci ar fi fost radical din 8x. Dar 9 de ce nu dă? De ce nu dă deasupra 9 pe 51 minus 1? 9 la? 9 la 51 minus 1 supra 8. Aha, 9 la 51 minus 1 supra 8. Așa. Păi aici e o problemă, să vedem încă o dată. Unde am greșit? Trebuie să dea aceeași lucru. Eu am greșit sus. Ia să vedem încă o dată. Aici, ca formă practică, cred că nu avem dubii, nu? Că ce am făcut? Am mulțit cu 3 la a doua peste tot. Da? Am greșit sub, domnul profesor. Da? Imediat. Verificăm încă o dată dacă aici este corect. Da. Și atunci venim sus. Deci, x ori 3 la a doua, ori x egal cu 3 la a doua, plus 3 la a patra, plus 3 la a șasea, e corect, nu? Plus 3 la 98, plus 3 la 800. Da, e corect. Tot e corect. Bucata asta toată de aici. E cât cea de jos? Da, este x minus 1, că l-am dus pe unul partea asta altă, și plus 3 la 100. Și atunci x-ul va fi egal de aici. 3 la 2 ori x minus x egal cu 3 la 100 minus 1. Corect. Și am scos pe x în factor comun, eu dat x pe lângă 3 la 2 minus 1. Corect. Egal cu 3 la 100 minus 1. Da. Am scris ca fracție că x este egal ca 3 pe 100 minus 1 supra 8. Corect. Deci este o greșeală sus, să vedem de unde... Pentru că am scris 3 la 2 la 50 plus 1. A. Pentru că sus noi n-am înmulțit cu 3 la 2.
Aici, ba da, dar uite aici am lăsat așa, 50 plus 1 am zis noi. Și 3 la puterea 2 ori, 2 ori 50. Și plus da. 1? Nu, că plus 1 l-am înglobat. Când a zis că sunt cât 49 de termeni, da. 49 de termeni cu și cu 1 de aici, 50. Deci greșeala era aici, da. Fără plus 1. Și atunci este la puterea 50 ori 2? E 3 la 100. Da, 3 la 100. Da? Da, 3 la 100. 49 plus 1, 49 plus 1, l-am numărat plus 1 da. Acela, nu mai trebuia plus 1. L-am mai scris odată acolo, fără greșeala. Da, mă, iată că dacă m-am întors și am făcut aici practic, repet, eu puteam să nu mă leg de formulă, să nu demonstrez deloc și să fac aici, hai să mulțim cu 3 la a doua, care era motivul ca să pot pune în evidență bucata de sus, nu? Da. Asta a fost motivul. Și atunci s-a văzut exact că găsim pe X-ul respectiv. Și cu X-ul acum, am clarificat formula este corectă. Va fi radical din 3 la 100. Hai să vedem, X va fi egal cu radical din 3 la 100. Așa. Așa va fi? Da. Pentru că o să fie 8 ori 3 la 100 minus 1 supra 8, 8 cu 8 se anulează, 1 cu 8 se anulează și... Așa cum am avut aici, radical. Egal cu radical din 8 ori 3 la 100 minus 1, parcă da, supra 8, 8. Și plus 1. 1 cu 1, 8 cu 8. 8 cu 8 se duce. 1 cu 1. Și radical 1 minus 1 și radical din 3 la 100, cât faci la 3 la 5. Ar fi 3 la 100 jumătatea lui. Așa. Jumătatea nu-i jumătate. Într-o 3 la 100 e un număr care la a doua se dea 3 la 100. Așa. Ce număr la puterea a doua se dea 3 la 100? 3 la 10. 3 la 10, atunci, păi da? 3 la 10, dacă ar fi așa, totul la a doua trebuie să dea 3 la 100. Nu. Atunci e... 3 la 50. 3 la 50. M-am gândit prima dată la 3 la 50. Da, da. Trebuie să fie foarte hotărât dacă lași așa. Deci 3 la 50. Dar dacă ar fi fost radical din 3 la puterea 16, cât ar fi fost radical din 3 la 16? Radical din 3 la puterea 16. 3 la 8. Ar fi fost 3 la 8. De ce? Că 3 la 8, dar totul la 2. E 3 la 16. 8 ori 2, 16, da? Da. Deci face, e corect ce spus aici. Bun. Tot veni vorba. Hai să mai dau așa. Radical din... Cât ar face radical din 2 la 7? Radical din 2 la 7. Dacă ar fost la 6, mi-ai fi răspuns, nu? Da. Cât ar fost? 2 la 3. Bun. Deci atunci eu zic că e egal cu radical din 2 la 6 ori 2. Pot să spun așa. Da. 2 la 6 ori 2. Da. Că faci cel 2 la 7. Și acum radicalul dintr-un produs e egal cu radical din fiecare. Da. Deci vine radical din cât? Din 2 la a 6. Da. Ori radical din 2. 2. Iar radical e 2 la 6. 2 la 6 e 2 la 3 ori 2 la... Deci egal cu 2 la 3 ori... Orice este acolo. Ori radical din 2. Da, ori radical din 2. Și rămâne așa în viață. Asta e răspunsul. Mâine o să vă spun radical din 2...